Bună seara și bun găsit la Canal 33. Așa cum v-am obișnuit în fiecare seară de miercuri, ne reîntâlnim la Autentic Românesc să redescoperim povești frumoase. Săptămâna trecută a fost plină de evenimente. Chiar și în seara aceasta se desfășoară Gala Femeia Anului, organizată de revista Avantaje, și vreau să le felicit pe toate femeile care vor fi premiate în seara aceasta. Să știți că în seara aceasta am ales și eu o femeie curajoasă, frumoasă, deșteaptă, alături de mine, să vă povestesc și să ne povestesc despre proiectul de suflet pe care îl derulează încă din 2016. Se numește Asociația Călătoria Divorțului, iar săptămâna trecută a avut loc evenimentul Am divorțat, am ales să înțeleg. Gabriela Saule, îți mulțumesc pentru că ai onorat invitația noastră și că ești alături de noi. Spune, de fapt, ce înseamnă am divorțat, aleg să înțeleg? Această campanie urmează unui șir de acțiuni pe care noi le-am făcut din 2016, odată cu deschiderea primului program de susținere a persoanelor care traversează un divorț. Iar prima întrebare care apare pe buzele oamenilor, ce e acest program de susținere după divorț și de unde a apărut? Bineînțeles că a apărut de la o poveste personală pe care eu am trăit-o după divorțul meu și din această poveste am tras concluzii și am descoperit că poate fi o poveste pe care o trăiesc și alte persoane și care ar putea să ajute alte persoane. Astfel a apărut această asociație. Aș vrea să le spunem telespectatorilor noștri că ai fost căsătorită timp de 20 de ani, că o fată care astăzi are, 22 de ani, și că în momentul în care drumurile voastre s-au despărțit, fata voastră avea 16 ani și că momentele n-au fost tocmai cele mai fericite. Și mulți oameni evită să discute despre traumele care se resimt și pe care le resimțim în urma unui divorț. Spune-mi, practic, așa cum ai spus tu, ai pornit de la exemplul tău personal, dar ai redescoperit sau ai descoperit și în alte femei același tip de traumă? Așa ai conștientizat nevoia aceasta de a împărtăși experiența ta? Nevoia și ideea de a face acest program a apărut în momentul în care eu am început această călătorie a divorțului, din clipa în care am divorțat. A fost un divorț asumat după 20 de ani. Eu eram într-o situație fericită, pentru că eram independentă financiar, copilul era deja la o vârstă mare, plus că eram o femeie puternică, conduceam business-uri, făcusem lucruri. Și îmi spuneam, când am ieșit din divorț, sunt o femeie puternică și m-am prefăcut așa, până m-am trezit într-o depresie severă. Și atunci am zis, ce mi se întâmplă? Și tu fii medic, conștientizând lucrul acesta, pentru că aveai educația necesară. Exact. Și aveam nevoie de ajutor, aveam nevoie ca cineva să mă ajute să conștientizez acest lucru. Aveam nevoie de un program specializat. Iar oamenii spuneau, ce program specializat după divorț? Ce, ești prima, ești ultima? Fruntea sus, ești femeie puternică, ai un copil de crescut, lasă prostiile. Eu am zis că au dreptate și am crezut că asta e soluția, să las prostiile, însă nu aveau dreptate și nu cred că acest sfat funcționează la cineva, pentru că științific, medicii și psihologii au demonstrat că divorțul este o traumă psihologică extrem de puternică. Practic este a doua traumă psihologică după decesul cuiva drag. Ori o astfel de traumă psihologică eu o compar cu atunci când ai ieșit dintr-un accident de mașină. Ori dacă ai avut un accident de mașină în care toată familia ți-a fost dată peste cap, făcută praf, eu nu cred că îi spune acelei familii, hai fruntea sus, mergi mai departe, timpul le rezolvă pe toate. Probabil că îi spune, du-te la doctor și fă ceva, cere ajutor. Și tocmai plecând de la acest exemplu, am spus oamenilor, haideți să vedem, facem lucrul ăsta pentru după divorț, lăsăm oamenii să se vindece singuri sau îi ajutăm? Iar toate acțiunile pe care eu le-am făcut după au fost în ajutorul oamenilor să înțeleagă că divorțul e o traumă și trebuie tratată ca, știu, o boală, o boală de revenire după o traumă. Ce înseamnă Asociația Călătoria Divorțului, de fapt? Este o asociație care a luat naștere acum 2 ani. A luat naștere în clipa în care noi am observat, prin programul pe care noi îl făceam la cabinet, dar program plătit, am observat că o parte victimă colaterală a divorțului sunt copiii. Iar dacă pentru copiii celor care veneau la cabinet puteam să le punem la dispoziție servicii de parenting, informații de parenting, diverse alte servicii,
toți copiii din țara asta suferă la divorțul părinților și nu toți părinții ajung la noi. Și atunci am găsit o soluție prin care să ajungem la acești părinți. Iar prima noastră campanie, primul nostru proiect a fost acest ghid de parenting după divorț. Acesta pe care l-am și eu în mână. Acesta, da? Pe care l-ai în mână. Este un material pe care noi l-am găsit pe un site canadian. Canadienii sunt renumiți pentru tot ce înseamnă parenting după divorț. Am căutat mai multe locuri și acest material mi s-a părut cel mai bun, cel mai complet. L-am tradus, fiica mea l-a tradus. L-am adaptat la legislația locală cu judecătorul Dănileț, am făcut o colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, l-am tipărit cu Casa Corpului Didactic și l-am distribuit prin școli, în ideea în care profesorul să-l ofere părinților. Adică dacă un profesor află că un copil trece prin divorțul părinților, atunci să contacteze părinții și să-l ofere. Și s-a întâmplat lucrul acesta? Da, se întâmplă și mi-am adus aminte că în clipa în care eu am divorțat, am mers la școala fetei mele și am vorbit cu diriginta și am spus să fiți atentă că noi acum trecând prin povestea asta, e posibil ca Monica să aibă anumite probleme și să-mi spuneți dacă e ceva în regulă. Doamna diriginta a luat la cunoștință, însă mi-ar fi plăcut să îmi fi putut oferi un astfel de material sau să-mi fi dat un sfat, pe care atunci nu l-am primit. Și astfel ne-am gândit să oferim acest suport. Spune-mi, cum a resimțit fata voastră când voi ați luat decizia să vă separați drumurile? Fata noastră a fost inițial de acord. Și sigur, fiind mare, a înțeles anumite lucruri și când s-a pus problema de despărțire, chiar a fost de acord. Însă ce s-a întâmplat pe urmă, faptul că eu am trecut printr-o perioadă grea, faptul că eu mi-am luat atenția de pe ea pentru că eram concentrată pe ce pățeam eu, a făcut-o la un moment dat să intre și în depresie. Iar acesta este lucru pe care cred că e cel mai mare coșmar al oricărui părinte, să-și vadă copilul bolnav în depresie și mai ales să trăiască cu sentimentul de vinovăție că a lăsat lucrurile să ajungă aici. De asta această campanie Am divorțat, aleg să înțeleg atrage atenția adulților că ei suferă la divorț, însă asta nu e o scuză să-și uite copiii nicio secundă și să-i lase cumva să se îmbolnăvească și ei odată cu emoțiile lor negative. Și cam ăsta e rostul campaniei. ONG-ul pe care tu l-ai fondat are în prim plan sau aduce în prim plan problemele sociale ale societății românești. Probabil că multă lume se așteaptă ca voi să veniți și să oferiți ceva. Spune-mi exact care sunt serviciile pe care, sau mai degrabă, cu ce veniți către societatea românească? Cum îi ajutați pe cei care se află în pragul unui divorț sau care au divorțat deja? Așa cum am spus și la lansare, am avut o lansare așa foarte frumoasă la Teatrul Elisabeta săptămâna aceasta și cred că am avut peste 200 de oameni în sală, persoane divorțate, specialiști, psihologi, avocați, studenți la sociologie și comparam revenirea de după divorț, pentru că noi ne adresăm revenirea de după divorț, deci nu în perioada de înaintea divorțului, ci cum să trăvi după divorț. Și comparam revenirea după divorț cu revenirea după o intervenție chirurgicală. Fiind medic, mi-e ușor să folosesc aceste analogii pentru că sunt mult mai simple. Oamenii înțeleg când e vorba de corpul fizic, de când te doare ceva. Însă când te doare emoțiile, când te doare sufletul, ai impresia că e ceva în regulă sau e rușinos sau nu trebuie să vorbești. Ei, și spuneam că la o intervenție chirurgicală, dacă chirurgul ar încheia operația, te-ar pansa și te-ar trimite acasă imediat după anestezie, probabil că n-ar fi ok. Te aștept să-ți dea medicație, calmante, antibiotic, să te susțină o perioadă. Cam asta se întâmplă și după divorț. Este o traumă, este o traumă psihologică severă. Când ai ieșit, când ai terminat desemnat custodia, partajul, actele de divorț, nu ai terminat. Abia atunci începe, practic, revenirea ta emoțională de după divorț. A ta, a partenerului și a copiilor. Iar psihologul care a fost invitat la eveniment a prezentat acest travaliu de doliu. Practic e un doliu de despărțire. Tu pierzi în momentul ăla o relație. O relație pe care cred tu în 5 ani, în 10 ani, în 15, cine știe cât de lung a fost. Acea relație deja e ca o ființă care în clipa în care tu te-ai despărțit, te-a să rupe. În clipa în care o pierzi, trebuie să fii conștient că vei trece prin tot travaliul de doliu. Ce facem prin această campanie? Informăm. Într-o primă etapă informăm, pentru că și informația este foarte importantă. De fapt, cu informația se începe. Și o să fac o comparație, tot din lumea medicală, când a apărut campania la HPV, vaccinul HPV. Inițial nimeni n-a știut ce înseamnă HPV, că există un papilomavirus, ce e cu el. Deci a trebuit ca oamenii să fie informați, să înțeleagă că există un astfel de monstruleț, că există posibilitatea unei boli și apoi să te invite să faci ceva în direcția aceasta.
suntem în aceeași situație cu divorțul. Nu se vorbește în România despre divorț, nu se vorbește despre posibilitatea de a accesa servicii de revenire după divorț. Practic, nu știm nimic. Nu știm câți oameni divorțează, nu știm ce se întâmplă cu ei după divorț, nu știm ce se întâmplă cu copiilor, în cât timp își revin, în cât timp își refac viața. Noi punem etichete, în general societatea pune etichete și cam asta e tot. E treaba lor, nu e a mea. Însă, dacă ar fi să revin la exemplu cu accidentul de mașină, dacă ai vedea o mașină în care sunt și doi copii în spate, ai spune, e treaba lor că au mers cu viteză? E vina lor că n-au fost atenți? Sau te-ai oprit să-i ajuți? Cam același lucru vrem noi să facem cu campania, să informăm și să conștientizăm. Sunt familiile suficient de pregătite să înțeleagă trauma pe care o presupune un divorț? Nu. Nu, nu sunt și asta pot să spun chiar din proprie experiență, pentru că atunci când eu am intrat în depresie am fost foarte surprinsă. Nu mă așteptam să fie atât de greu. Nu m-am așteptat că acest travaliu de după divorț, după un divorț asumat, să fie atât de complicat și m-am gândit dacă pentru mine a fost greu, care aveam toate condițiile să fie ușor. Cum o fi pentru, știu, o persoană care are doi copii mici, care are, știu, probleme financiare, care nu are suport, care e judecată, care e într-o comunitate mică, care te judecă. Sunt foarte multe probleme legate de divorț, iar lumea nu știe că divorțul este foarte frecvent. Adică 25% din populația căsătorită a țării divorțează în fiecare 25%? An. 25%? 60.000 de adulți și 18.000 de copii trec prin procesul de divorț anual. Anual. Mult. Foarte mult. Bine, bănuiesc că este un fenomen la nivel global, da. Care e în continuă ascensiune, să spunem. Diferența așa. Diferența este că dacă mergi și divorțezi în Belgia, să spunem, sau în Olanda, pentru că am avut clienți și de acolo, odată că ești susținut... De cine? Firma te susține. Am avut o clientă care a primit concediu medical 3 săptămâni după divorț, să aibă timp să se adapteze la situația... Deci compania, angajatorul. Compania, angajatorul. Asta este bine de știut, a primit... susținere psihologică și pentru ea și pentru copii. A primit Flex Program, pentru că ea acum rămânea să-și întrețină singură doi copii și atunci să-și ajusteze programul cu rădinița. Deci, odată că a putut să spună, pentru că a cerut și a cerut drepturile. Cumva astea erau drepturile ei, pentru că trecea prin acest proces. Nu trebuia să se ascundă. Ori în România, eu știu multă lume care poartă verghetă ani de zile după divorț, de frică că va fi bârfit sau bârfită. Te gândești să ai și o inițiativă legislativă în acest sens, astfel încât să aduci măcar cu câteva măsuri coercitive protecție femeilor care, sau familiilor, că până la urmă bănuiesc că victimele nu sunt neapărat doar din rândul femeilor, ci sunt și din rândul bărbaților. Surpriza a fost că la evenimentul de lansare pe scenă s-a urcat și un bărbat. Așa. Care ne-a povestit despre povestea lui de după divorț și despre depresia lui. De fapt a spus că n-a fost depresia, a fost mama depresiei. Și îl cunosc bine și știu că a trecut prin tot travaliul acesta. Deci nu doar femeile suferă, în egală măsură suferă și bărbații. Diferența este cum ne manifestăm suferința. Dar dacă noi ca adulți, să spunem că mai ne înăbușim emoțiile, mai acceptăm că poate ne riscăm sănătatea, cu siguranță pentru copiii noștri n-am face în mod conștient. Și sigur că ar trebui ca și statul să se implice, sigur că ar trebui ca societatea, până la urmă copiii ăștia sunt ai noștri, dar sunt ai societății. Iar un studiu făcut de organizația Salvați Copiii în România a arătat că avem 150.000 de copii cu depresie. Pentru mine a fost șocant. Eu când am terminat medicina n-am învățat despre depresie la copil. Am crezut că depresia este o boală a adultului. Iar acum să vezi copil de 8 ani în depresie, de 11 ani, este tulburător pentru un părinte. Și atunci simți nevoia să faci ceva. Nu poți să lași lucrurile așa. Și tu ca societate te gândești că aceștia vor fi copiii care vor fi adulții de mâine. Și avem o astfel de inițiativă legislativă în cadrul bordului campaniei. Avem mai multe persoane publice. Hai să le nominalizăm și să le mulțumim, pentru că mi se pare că trebuie să le spunem telespectatorilor că toate doamnele din bord fac voluntariat în cadrul unui ONG și atunci este important ca eforturile pe care ele le fac să fie recompensate, măcar sufletește. Aș vrea să le mulțumesc și aș vrea să le mulțumesc pentru că văd diferența. Vin din corporație, unde sigur făceam evenimente, făceam acțiuni, însă erau mulți bani în spate. Ori acum am făcut un eveniment la Teatrul Elisabeta, foarte frumos, reușit, fără să avem buget. Totul Felicită. A fost făcut cu munca și efortul și pasiunea unor oameni și asta vorbeam cu o fostă colegă, am văzut oameni muncind cu mai multă motivație decât cei mai bine plătiți oameni din corporația mea. Deci nu banul este cel care într-adevăr te motivează, ci atunci când faci un lucru din pasiune și pentru că tu crezi în el.
Iar în situația noastră în bord, ne s-au alăturat imediat Mihaela Tatu, Daniela Palade Teodorescu, de la revista Carieră Acum, fostă revista Avantaje, Mihaela Olaru, avocat, care ne ajută și în programul nostru, Oana Voiculeț și cu mine. Și avem și ca advisor și câțiva bărbați. Bravo, felicitări! Cezar Ionașcu și încă mai mulți. Deci aceste doamne susțin campania pentru toate felurile, pentru că noi vom derula campania în mediul social media, deci pe Facebook, vom derula prin televiziuni și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Cu mare drag! Prin reviste. Și aici Daniela ne ajută, Daniela Palade ne ajută pentru că ne poate da un sfat. Și prin evenimente live. Și vom avea o caravană cu aceste mesaje cu care vom merge în țară, deocamdată Iași, Cluj, Timișoara, dar pe parcurs, campania e pentru 5 ani. Deci pe parcurs vom ajunge în toate orașele pentru că deja am primit invitații. Din Constanța, din Ploiești, din... e superb ce se întâmplă. Deci voi ați făcut deja două campanii de conștientizare, ambele în București. Da. Da? Da. Și ce urmează acum? Urmează să continuăm, deci lansarea, eventul de lansare a anunțat această campanie de informare și conștientizare Am divorțat, Alex, să înțeleg. Urmează să continuăm activitatea pe social media, în așa fel încât să o ducem la nivel național, pentru că asta funcționează în orice loc. Vom continua activitatea prin a transmite public ceea ce facem și în aceste workshop-uri și în București și în țară și cu aceste evenimente făcute la mai mari, în orașele mari. Acesta este pentru primul an. Urmând ca apoi să continuăm cu lucruri mai palpabile. Deci dacă într-o primă etapă doar informăm și atragem atenția asupra efectelor divorțului, ca oamenii să înțeleagă ce pățesc, în pasul următor vom veni și cu soluții. Am început deja discuția cu Colegiul Psihologilor din București, din România. Ce frumos! Cu Asociația Română pentru Coaching. Cu Facultatea de Sociologie deja avem parteneriat și ne-au ajutat cu primul studiu. Am să te întrerup. Colegii mei mă transmit că telespectatorii noștri ne scriu pe Facebook și ne spun că nici bărbații nu sunt ajutați. Spune-ne, deci aș vrea să menționăm faptul că programul vostru nu este dedicat doar femeilor, ci este și bărbaților și copiilor. În egală măsură femei, în egală măsură bărbat, în special pentru copii și pentru binele tuturor până la urmă. Deci pentru echilibru familiei divorțate și pot să spun că în egală măsură suferă și familia lărcită, adică de multe ori bunicile sunt cele care intră în depresie sau care nu știu să gestioneze situația și pun presiunea asupra copiilor, se întâmplă frecvent. Deci noi cu acest program de conștientizare nu vorbim doar cu femeile, vorbim și cu societatea, pentru că acest slogan Aleg să înțeleg se adresează odată persoane divorțate și am spus aleg. Tocmai pentru a mă scoate din starea de victimă și să mă pun în starea de a alege, de a face o alegere, de a fi responsabil pentru ceea ce fac mai departe. Și am zis, dacă divorțul, de multe ori poate spui că nu a fost din vina ta, din cauza ta, nu l-ai vrut tu, în schimb, revenirea de după divorț este numai și numai responsabilitatea ta. Nu o să vină nimeni să te ia. Și atunci tu trebuie să alegi să faci ceva. Iar ca să faci ceva trebuie să înțelegi. Trebuie să înțeleg că o să trec printr-un travaliu. Trebuie să înțeleg că acest travaliu va trece și copilul meu prin el. Trebuie să înțeleg cum e impactată familia, societatea, cum voi fi la muncă. La fel și antreprenorii trebuie să înțeleagă ce vor face angajații lor. Pentru că poate ei nu știu, dar eu știu din cazul meu. Timp de 6 luni, cred că compania a pierdut, pentru că eu nu am putut să fiu acolo. Eram prezentă doar fizic. În schimb, mintea mea era la toate problemele pe care le aveam. Iar la rândul meu, când am avut angajați care divorțau, știam că în clipa aia trebuie să iau, știu, planul sau ceva de făcut și să-l mut pe restul echipei. Pentru că persoana respectivă, 6 luni, 9 luni, nu mai avea randament. Și asta e. Deci trebuie cumva să înțelegem că e un proces prin care trecem. Nu se poate schimba. Aveți în plan să oferiți consiliere psihologică celor care vor apela la voi? Vom face lucrul acesta în măsura în care vom avea susținere. Deci, ce fel? Hai să stabilim. Că lumea, probabil cei care se uită la noi se gândesc că voi puteți să faceți foarte multe lucruri. Hai să vorbim strict. Ce puteți voi să faceți și ce nu puteți să faceți? E super așa. Pentru că ce am făcut noi, odată cu lansarea acestei campanii, eu consider e ca și cum ai da bujie la motor. Adică am pornit motorul. Prima cheie. Am dat cheie. Ideea e că noi am dat cheie la această campanie, însă mașina nu mă pleca fără combustibil. Ori noi avem toată bunăvoința, toată pasiunea, avem cunoștințele necesare, avem 2 ani în spate plus studiu.
studiul meu de încă nu știu cât timp, plus specialiștii care ne s-au alăturat, însă ca o astfel de campanie națională care să atingă 60.000 de oameni în fiecare an, plus cei din anii trecuți, plus societatea care să înțeleagă, o astfel de campanie are nevoie de resurse. Deci toate lucrurile acestea nu pot fi făcute la nesfârșit prin herup. Sigur, la început se poate, dar apoi avem nevoie să o susținem și vrem să fie o campanie sustenabilă. De aceea, modificările legislative la care deja am început să lucrăm, sperăm să ne ajute prin a oferi aceste consultații psihologice, însă nu putem garanta că vor fi într-un an, în doi ani sau în cât timp vor fi implementate. Obligativitatea, ca știu cineva, să ofere aceste servicii gratuit. Putem să mizăm că la un moment dat angajatorul va fi interesat să susțină angajatul pe perioada divorțului în beneficiul lui până la urmă. Pentru că dacă el se va întoarce eficient în 3 luni în loc să stea 9 luni, el va avea de câștigat, chiar dacă va trebui să susțină, să spunem, tratamentul pe perioada de 3 luni. Mai putem spera că vom avea, știu eu, ajutor de la instituțiile de stat, cum de la spitale, de la colegii psihologilor, de la alte instituții. Însă vom avea nevoie probabil și de, știu, sponsori, firme puternice care înțeleg că asociindu-se cu astfel de campanie, practic ajută un număr mare de oameni care, odată ajutați, le vor fi loiali. Deci vor fi loiali brandului care s-a asociat cu această campanie. Și asta am observat ce se întâmplă când vin oamenii la cabinet. Odată ce s-au vindecat și sunt bine, rămân în continuare aproape de noi. Marea majoritate a voluntarilor sunt foști pacienți, să zic pacienți, foști clienți de-ai mei, care simt nevoia să dea mai departe. Și astfel am constituit și comunitatea, avem o comunitate, aleg să înțeleg, iar dacă sunt persoane care acum se simt singure, se simt judecate, se simt neînțelese, poate să intre în această comunitate unde va găsi încă 100-200 de persoane în aceeași situație, iar dacă are o problemă cu copilul, cu fosta soacră, cu cine știu, poate să o spună, măcar să o spună, pentru că o emoție odată exprimată e pe jumătate vindecată. Cu alte cuvinte, voi pot găsi un partener de dialog, își pot împărtăși problemele, pot cere sfaturi. Exact, da? Exact. Avem specialiști care sunt și ei în grup și la un moment dat poate să intervină cu o idee. În clipa asta nu putem să oferim consultațiile, însă dacă e o problemă la care noi avem o soluție, avem cunoștințe, unde se poate adresa când, știu, ai nevoie de un avocat din oficiu, pe cine să întrebi. Hai să le spunem telespectatorilor. Dacă sunt în situația în care își doresc să divorțeze și nu au posibilitatea financiară să-și angajeze un avocat, există o altă soluție, da, pe care voi o recomandați în ghidul de parenting după divorț? Există soluții, nu sunt în ghidul de parenting pentru că asta se referă strict la ce am de făcut în legătură cu copilul meu, uh-huh. Însă avocații care sunt în programul nostru și în asociație pot fi consultați, întrebați, pe o întrebare pe care noi mai departe pe forum o adresăm specialiștilor. Da, de exemplu, în cazul unei persoane care are probleme și are nevoie de un avocat în oficiu, dacă face dovada că are venit mic sub un anumit nivel, poate să meargă la baroul din zona respectivă, respectiv, da, și să solicite avocat din oficiu. Sunt multe lucruri care se pot face, dar în primul rând cred că trebuie lumea care trece prin acest eveniment să înțeleagă că sunt specialiști dedicați acestui proces. Sunt psihologi, sunt coach, sunt avocați, sunt mediatori, specialiști de parenting, specialiști de lifestyle, de schimbare de look. Deci în momentul ăsta ai nevoie de se schimbă viața și ai nevoie de foarte multă lume care să te ajute să ți reașezi viața pe un alt drum. Ce crezi că ți-ar spune o femeie care a trăit foarte mult timp în perioada dinainte de 1989, când mentalitățile despre divorț erau foarte aprige și care totuși a ales să divorțeze și să crească, să spunem, 3 fete singură? Ce crezi că ți-ar spune în comparație cu tot ceea ce faceți voi astăzi, de exemplu? Eu cred că m-ar felicita. Așa. Și, sincer, am primit foarte multe mesaje de încurajare, de felicitare, de la persoane care fie acum sunt în divorț, fie n-au avut curajul și au suferit prin faptul că au stat sau n-au putut să facă altă alegere. Și cumva se simt motivate de faptul că, iată, se poate vorbi deschis despre un fenomen. Până la urmă, noi încercăm prin această campanie, pentru că adresăm 3 linii și o să le menționez imediat, încercăm să arătăm că divorțul nu este o rușine. Nu e o vinovăție, nu e vina nimănui că s-a întâmplat. Nimeni nu s-a căsătorit în ideea că o să divorțeze. Dar se poate întâmpla.
Și iată, se întâmplă la 20% dintre cupluri. Adică nu e un fenomen izolat, cum era înainte de Revoluție. Și atunci, de ce să-ți asumi și să spui că mi-e rușine, sunt vinovată? Nu, pur și simplu relația aia n-a mai funcționat. Sunt relații care sunt făcute să fie de 5 ani, altele de 50 și altele de știu cât. Deci nu e neapărat că doi oameni răi sau sunt răi pentru că au ajuns la divorț. Iar în campanie noi am adresat trei probleme majore pe care le-am identificat la divorț, și anume depresia post-divorț, și asta se întâmplă în marea majoritate a cazurilor, greșelile de parenting după divorț, care iarăși se întâmplă în 99,9% din cazuri, și stigmatul social, care pur și simplu nu și are rost. Și fiecare din aceste trei componente am descoperit că poate fi atacată într-o primă etapă prin informare și conștientizare. De exemplu, depresia după divorț. Dacă eu știu că după divorț voi avea un an de zile de travaliu în care voi trece prin stările asta, asta și asta și asta, ce e bine să fac când sunt în negare? Ce e bine să fac când sunt în perioada de negociere? Când sunt în depresie? Deci, practic, eu știu, le aștept, cumva le anticipez, sunt pregătit. E ca la doctor, când ți-a spus că ai gripă și stai 3 zile în pat și o să faci febră, nu te mai sperii. Dar când tu nu știi ce urmează, sigur că ți se pare, aoleu, ce mi se întâmplă. Ori o informare, atât e suficient, informarea a ceea ce vei păți, e foarte bine. Dacă mai afli că poți să mergi la psiholog, fără să te gândești că mi-au să creadă că sunt nebun, psihologul nu tratează nebunia, psihologul te ajută să depășești o perioadă de criză. Iar divorțul e criză. Deci asta ar fi un lucru care poate fi ușor făcut prin informare. Greșelile de parenting. Greșelile de parenting se fac pentru că oamenii nu știu. Nu pentru că e vreun părinte rău intenționat. Nu am întâlnit părinți care cu bună știință să vrea să-și rănească copilul. În schimb, am întâlnit părinți care nu înțeleg ce simte copilul lor la divorț, nu înțeleg că ceea ce fac ei pot să rănească copilul, și atunci fac această greșeală din neștiință și când își dau seama e târziu, poate prea târziu. Ori cu această campanie evităm ani de terapie și pentru adulți și pentru copii, ani de suferință inutilă. Cu aceste informații extrem de simple. Nu folosi copilul ca monedă de schimb. Nu îl critica pe fostul partener în fața copilului. Nu folosi, știu eu, ca spion. Lucruri care par simple așa când ești cu mintea lucidă și clară, dar în momentul ăla de emoție, de turbulențe, poți să faci greșelile astea foarte ușor. Iar stigmatul social e a treia componentă care poate fi iarăși abordat prin comunicare. Dacă lumea înțelege că 25% din cupluri divorțează, dacă înțelege numărul mare de divorțuri, dacă se uită la violența în familie, care poate de multe ori apare tocmai din cauza că oamenilor le e frică să iau o decizie, poate ar spune, stai un pic, de ce pun presiunea asta pe o situație care se întâmplă peste tot, e firească, hai să văd altfel. Suntem în altă etapă, într-un alt secol. Deci toate aceste trei componente vor fi rezolvate prin informare și comunicare într-o primă etapă. Să știi că e foarte frumos proiectul vostru, dar nu pot să nu mă gândesc la un lucru foarte sensibil. În general, marea majoritate a cuplurilor care aleg să divorțeze și care au copii, involuntar fac copiii să sufere. Divorțul a doi părinți duce la provocarea unei traume sufletești în sufletul copilului. Cum evităm lucrul acesta? Ce sfaturi le-ai da, de exemplu, unei doamne care are doi copii, care își dorește să divorțeze pentru că nu se mai regăsește în acea relație, dar în care a rămas de dragul copiilor? Îmi se spun următorul lucru, că copilul absorbe emoțiile părinților. Deci un copil nu suferă neapărat din cauza divorțului. Sigur că nu e un moment plăcut și sigur că va avea nevoie de perioadă de adaptare pe care o va depăși și el, la fel ca și adulții, trecând printr-o etapă de acel travaliu de doliu pe care l-am menționat. Dar mai departe el își va reveni. Copiii se adaptează relativ ușor. Poate chiar se va bucura că are două case, două familii, alți frați. Deci dacă lucrurile sunt ținute în echilibru adulților, copilul nu va intra în depresie. Nu va suferi, nu va fi marcat la perioada de adult că părinții lui au divorțat. În schimb, dacă acest copil va fi ținut între doi părinți, fie împreună, fie divorțați, dar cei doi nu se înțeleg de niciun fel, nu ajung la un echilibru, sunt în depresie, sunt furioși, se învinovățește, se ceartă și se fac în toate felurile în fața copilului, acest copil va purta traume. Și atunci sfatul meu este
ca exemplu la clasii de la avion. Deci dacă vrei, când iei masca, întâi pune-ți-o tu, fă-te tu bine, pentru că după aia poți să-ți ajuți copilul. Dar când tu ești praf, când ești cu emoțiile la pământ, copilul cumva se va îmbolnăvi după tine. Iar depresia este o boală molipsitoare. Și atunci te întrebi, dacă tu știi că ai o boală contagioasă, cum e depresia? Când știu lucrul ăsta, mă gândesc, copilul ăsta stă lângă mine. Deci se va îmbolnăvi. Nu e bine să fac ceva înainte de a-l îmbolnăvi și pe el. Indiferent că asta înseamnă să divorțez sau nu, eu trebuie să fiu echilibrat și fericit. Asta este mesajul nostru. Și considerăm că o persoană echilibrată și fericită va crește copiii echilibrați și fericiți. Este societatea românească pregătită să accepte că un cuplu se poate destrăma și că trebuie să fie, să se comporte la fel ca și până în momentul divorțului? Eu am simțit pe pielea mea că nu e pregătită sau nu peste tot. Poate că în București e mai pregătită decât în comunitățile mici. Pe de altă parte, și eu am fost o familistă. 20 de ani am fost soție și credeam că ăsta e rolul meu. Și când am divorțat, am văzut lucrul ăsta ca un eșec în viața personală. Eram atât de puternică și de bine și echilibrată în toate ariile, iar când a trebuit să recunosc că în partea personală am eșuat, am zis că nu mai sunt atât de familistă, nu mai sunt atât de perfectă, nu mai sunt atât de grozavă. Însă târziu am înțeles că valoarea unui om nu e dată neapărat de faptul că e căsătorit sau e divorțat. Câte multe ori demnitatea lui și integritatea lui poate că se menține tocmai divorțând, și avem atâtea exemple acum în ultima perioadă în societatea românească de violență în familie, de ONG-uri care se ocupă de femei care fug de acasă. Mă întreb, e mai familistă o persoană care decide să divorțeze și ia copilul și să-l țină într-un echilibru, sau e mai familistă o persoană care rămâne într-o astfel de situație? Deci, cred că societatea ar putea să se gândească, dacă eu zic că persoana divorțată nu e familistă sau nu e ok, atunci nu cumva pun presiune să o țin într-o zonă în care după aia trebuie să rezolv alte probleme, cum sunt cele menționate? De fapt, întrebarea mea era, hai să-i spunem altfel, mai punctuală. Cât de pregătiți au fost prietenii tăi în momentul în care tu ai ales să divorțezi? Sincer, după... Te-au perceput cu aceiași ochi? Nu. S-au comportat la fel ca și până atunci? Nu. Adevărul este că după divorț, la un an după divorț, cred că mai aveam o prietenă în toată grupa de prieteni, de familie cu care făceam lucruri. Și la un moment dat, sigur, stând luni de zile în care nimeni nu mă mai căuta, mi-am pus problema, ce se întâmplă? De ce? Credeam că erai tot tu. Eram tot eu, credeam că poate au făcut alianță cu fostul partener și nu mai mă vor pe mine, că sunt exclusă. Dar pe el îl vroiau? Nu. Până la urmă, o prietenă, după o perioadă, m-a sunat, cerându-și iertare și spunându-mi, nu te-am sunat pentru că efectiv nu am știut ce să-ți spun. Și am înțeles că persoanele care sunt în familie, care n-au trecut printr-un divorț, nu înțeleg ce anume pot să-ți spună să te ajute să întărânească mai tare. Și atunci preferă să nu sune. Și eu ceea ce nu e bine. Nu e bine, însă nici nu putem să-i condamnăm pentru că ei nu au cunoștințe cum să ajute o persoană divorțată. De asta noi insistăm pe ideea de a accesa programe specializate. Pentru că nu ce e mai... înseamnă programe specializate, Gabriela? Programe specializate poate sună pompos. Păi, tocmai de aceea. Hai să spunem așa, uite, eu nu am divorțat, dar niciodată nu știi ce te așteaptă, ce ți aduce ziua de mâine. Ce înseamnă un program specializat? Pentru că nu înțeleg. Hai să spun ce aș face acum. Așa. Dacă ar fi să fiu din nou ziua 1 a divorțului meu, în primul rând aș merge la un psiholog și aș spune ce simt. În regulă. Aș duce copilul la un psiholog să mă asigur că el e bine. Și nu aș aștepta să aflu că e în depresie fără ca măcar eu să fiu după ce ai divorțat sau înainte? După divorț. După divorț. Eu mă refer la deci perioada de după divorț. S-a terminat divorțul, primul lucru pe care îl faci, te duci la un psiholog să te regăsești, să vezi dacă ai vreo problemă. Exact. Duci și copilul. Duc și copilul, după care am nevoie să vorbesc. Pentru că o parte din vindecarea după divorț constă în a exprima emoțiile. Deci odată scoase aceste emoții, durerea e mai mică. Cu cine să vorbesc? Prietenii nu mă sună, mama ieșea din depresie, nimeni nu mă înțelege, lumea mă judecă. Atunci caut oameni care, ca și mine, au trecut printr-un astfel de eveniment și pot să mă înțeleagă. Caut specialiști care cu asta se ocupă, că sunt psihologi, că sunt coach, că sunt specialiști, știu eu, de altă natură. Unii pot să meargă la preot. Adică nu cred că neapărat toate lucrurile se rezolvă la psiholog. Dar, la mama, la tata, la... Cert este că familia apropiată și prietenii, aș recomanda să fie ultimul loc. Da.
pentru că ei suferă la fel ca și tine și nu au ce să-ți spună. Sunt subiectivi, îți vor da sfaturi care nu te ajută și atunci e mult mai ușor să vorbești cu cineva care a trecut prin proces și este înaintea ta. Cineva care a divorțat cu un an înainte îți poate spune, am fost pe aici, știu ce pățești, știu ce simți, stai liniștit, hai să fii ca mine. Și așa se încurajează unul pe altul. De asta mergem pe ideea de comunitate, de aceea clădim aceste comunități, de aceea facem aceste workshop-uri, de aceea discutăm despre problemele pe care le întâmpinăm, tocmai ca să nu stăm într-o ceață și să credem că ne se întâmplă numai nouă. Ai auzit de expresia cui pe cui se scoate? Da. E valabilă? Nu. Nu? Adică, cu alte cuvinte, dacă ai divorțat și sari într-o altă relație, s-ar putea să fie un eșec total. Asta vrei să-mi spui? Da. Așa, spune-mi tu, că tu ești specialist. Acum, sigur, fiecare are o altă înțelegere despre divorț, fiecare are altă înțelegere despre revenire și sunt și cazuri și cazuri. Fără discuție au fost persoane care la câteva luni după divorț le-a văzut recăsătorite și cu un copil eventual pe drum. E posibil. Nu avem o experiență atât de lungă încât să știm ce se va întâmpla cu cea de-a doua căsătorie, însă statisticile spun că a doua căsătorie are șanse, dacă la prima șansa e de 25-50%, la a doua e de 70% să se rupă. Deci cumva arată că intrăm nepregătiți într-o nouă relație, intrăm într-o nouă relație pansament, așa se numește. Și această relație pansament funcționează o perioadă, practic se anesteziază durerea, cam asta se întâmplă. Unii se aruncă în alcool, alții se aruncă în relații, alții se aruncă în jocuri de noroc. Fiecare încearcă cumva să fugă, alții de la muncă, încearcă să fugă de acea durere care, pe care o resimți în momentul acestui travaliu de doliu. Însă o relație imediat după un divorț are șanse mici dacă tu n-ai apucat să te vindeci. E ca și cum spuneam, ai ieșit dintr-un accident, ești rupt cu sânge pe tine și te arunci într-o relație. N-ai cum să funcționezi, n-ai cum să meargă. Ce recomandăm noi e ca o perioadă ei să stea, să se cunoască, să vadă ce n-a funcționat, să-și asume responsabilitatea lor, să iasă din stadiul de victimă și să-și ia puterea vieților înapoi. Toate astea cer timp. Deci nu e un lucru care o faci în două luni. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, da, înainte de divorț, da, ce-ai face? A. E o întrebare grea, știu, da. Aici nu punem neapărat întrebări ușoare. Da. Decizia mea de a divorța ar fi aceeași. Însă modul în care m-aș recupera după divorț ar fi mult mai facil și cu mult mai puține victime colaterale, pentru că n-aș sta pe gânduri nicio secundă. Deci în clipa asta, a doua zi, m-aș duce și căuta cel mai bun program, cum am apelat până la urmă la un program din America, pe care l-am și adus și l-am implementat în România, dar l-am accesat după un an și jumătate. La nevoie. Care, la nevoie. Adică totul a fost din nevoie, din nevoie, nu? Și cumva căutând, am încercat și asta l-am și făcut acest program, căutând specialiști, căutând psiholog, căutând terapie Reiki, căutând tabere de dezvoltare personală, căutând grupuri de suport. În România nu existau. Lucrând într-o companie americană, am început să caut state pentru că ei sunt renumiți. Au o problemă, au o soluție. Ei nu stau să reinventeze roata. La fiecare problemă este o soluție și am găsit această soluție care a funcționat impecabil și pe care am zis pot să o aduc în România și să o adaptez și să o folosesc aici. Și am testat-o pe clienții, pacienții, cum le zic eu, și într-adevăr funcționează. Deci ce recomand și în continuare recomand persoanelor care trec într-un divorț, înainte de a se apuca să-și vândă case, să facă știu ce alte lucruri, dar așa în momentul ăla în care vrei să schimbi totul și nu ți mai pasă de nimic și semnezi și să ducă și să se termine și așa, să stea un pic, să-și ia o pauză de câteva luni, să facă o terapie completă, după care tot acolo își vor ajunge. Dacă își permit financiar să stea un pic. Unii, dacă nu-și permit, ce facem? Unii, cei care nu-și permit, cel puțin să acceseze informațiile care sunt gratuite, pentru că avem foarte multe informații gratuite, luate, traduse, analizate de psihologi, analizate de sociologi. Cum să acceseze? Există un site unde i-ai îndrumat pe cei care au nevoie de accesa aceste informații? Da. Noi avem un site, se numește Divorce Journey, așa se numește și firma pe care am înființat-o și acolo toate aceste informații sunt gratuite și am clienți care au venit și mi-au spus n-am mai avut nevoie de nimic pentru că doar citind ce ai scris acolo pe mine m-a ajutat. Deci nu trebuie neapărat să te gândești că vei plăti foarte mulți bani. E mai mult un lucru de mentalitate, de a înțelege că am nevoie de ajutor și să nu lasă că timpul le vindecă pe toate, lasă că tu ești puternică,
de exemplu, deci acestea sunt cele mai puternice mentalități cu care se luptă societatea românească? Da. Mai da. Sunt și altele? În primul rând, asta e că tu nu ai nevoie decât să cât fruntea sus. Sau, eventual, am avut clientă care mama ei a spus nu-i spune nimic bunicii, lasă-o să moară, să nu știe că ai divorțat. Adică e șocant. Chiar dacă, să spunem, tânăra generație e mai deschisă și își asumă. Spune, da, dumne, asta mi se întâmplă, e alegerea mea, când am ales să vă mărit, ați fost de acord, trebuie că aleg să divorțez, vă rog să-mi respectați decizia în egală măsură. Ei, generația mai mare e cea care are mentalitatea de barieră, ca să nu ne vorbească lumea, să nu se strice imaginea, lucru care nu ajută. Ce ar trebui să ne ajute? Ar trebui să ne ajute să fim deschiși. Așa. Ar trebui să ne ajute să alegem, să înțelegem. Ar trebui să ne ajute să facem alegeri, în primul rând. Și uite, un exemplu pe care eu îl folosesc și îl dau multor persoane. Când am ieșit din divorțul meu, din mariajul meu, avem acest trebuie. Deci eram o femeie de carieră, trebuia să prestez la serviciu și să fiu mai anumit nivel, pentru că ajunsesem la un anumit nivel. Eram soție, trebuia să fiu soție bună, eram prietenă de familie, trebuia să fiu o prietenă bună, să gătesc, totul trebuia, o mamă bună, trebuia să fac totul. Și la un moment dat am zis, frate, acest trebuie, eu m-am căsătorit de trebuie. De ce trebuie și cine trebuie? Și atunci am înțeles că trebuie, de fapt, este presiunea din exterior. Deci e acel ce spun alții că vor să faci tu. Ce ar fi să locuiesc cu Alexa? Aleg să mă duc la servici. Dacă nu mă duc la servici, ce se întâmplă? Nu o să mai am bani. Mă descurc, nu mă descurc. Ok, atunci aleg să mă duc totuși. Și așa, ușor, ușor am înțeles că orice lucru în viață e o alegere, nu e un trebuie. Deci aleg să fiu o mamă bună, nu trebuie să fiu o mamă bună. Și dacă o aleg, o fac din toată inima. Aleg să fac un anumit lucru sau să-mi revin după divorț sau trebuie să-mi revin. Deci în clipa în care cineva spune trebuie, e părerea lor, e părerea din afară. Ce fac eu cu viața mea este alegerea mea. Și mai ales o dată cu divorțul, oamenii pot să aleagă. Și ăsta este primul sfat pe care să-l dau. Alegeți. Și alegeți să înțelegeți. Ce vi se întâmplă? De ce ați ajuns aici? Că nu întâmplător ai ajuns într-un divorț. Eu înțeleg așa, din tot ceea ce mi-ai spus tu, că pe lângă faptul că trebuie să te tratezi, trebuie să încerci să conciliezi relația cu fostul, da, astfel încât el să fie bine, ambii parteneri să fie bine. Când ambii parteneri sunt bine, abia atunci tratamentul dă rezultate. Cum a fost în cazul tău? În cazul meu... Când ai înțeles că trebuie să-l ajuți pe fostul partener, astfel încât să depășiți toate problemele. Eu nu l-am ajutat pe fostul partener, pentru că cu greu am fost în măsură să mă ajut pe mine și să-mi ajut copilul. Am înțeles târziu care sunt mecanismele și ce funcționează și care sunt greșelile la divorț, deci nu a fost cazul meu, însă am învățat ce trebuie făcut și cum să le spun altora ce ar putea să facă, să nu ajungă să facă greșelile pe care le-am făcut. În general, la divorț se creează acel conflict. Orgoliile sunt foarte inflamate. Deci oamenii nu vor să ajungă la o conciliere nici de dragul copilului. E cumva normal. Trauma este foarte mare, durerea e foarte mare. Eu le-am zis, e ca și cum ți-ai rupe un picior și avea rană deschisă. Îți vine să urle, nu-ți vine să stai la discuții, la negocieri. Prima reacție este să faci ceva și eventual să te răzbuni, să dai înapoi, să-ți exprimi durerea. Lucru firesc. Și iarăși, dacă tu înțelegi că acea furie trebuie exprimată, ai să simți lucrul ăsta și îl simt oamenii și se gândesc că poate e ceva în regulă, poate ar trebui să fac altceva. Nu, lovește, sparge, scoate acea furie din tine pentru că e firească. De asta zic că e greu să pui pe doi oameni care sunt răniți să stea de vorbă. Pe de altă parte, e cumva au în fața lor, da, au în fața lor copilul. Și dacă copilul e atât de important, și e important, pentru că până la divorț probabil că am făcut vacanțe pentru copil, am dat cele mai scumpe grădinițe, școli, am făcut totul pentru copil și la un moment dat, din cauza acelei orgolii, ajungi să tratezi copilul efectiv, parcă îl pedepsești. Și când reușesc să înțeleagă lucrul acesta, ajung să stea la masa negocierilor în ciuda durerii pe care o resimt. Deci, cu alte cuvinte, ambii parteneri sunt traumatizate, da, în urma unui experiment nereușit numit căsătorie. Experimentul căsătoriei este un experiment reușit. Zici tu? Da.
Și în continuare care eu sunt pro-mariaj. Mai multă lume a bănuit că aș fi împotriva mariajului sau aș fi pro-divorț. Nici pomeneală. Deci eu sunt pro-vindecare după divorț. Și le-am și spus, dacă eu aș construi un spital în orașul vostru, nu înseamnă că sunt pro-boală. Eu sunt aici să vă ajut. Bun, atunci se întreba altfel. Da. Gabriela Saula, dacă mâine vine, să zicem că ai un iubit și te cere în căsătorie, ce faci? Accepți? De ce nu? Deci ai fi dispusă să riști și a doua oară? Nici măcar nu consider un risc. Până la urmă face parte din lecțiile vieții. Probabil că avem nevoie de acea a doua căsătorie, de probabil am nevoie de cei 5 ani ca să revin, să-mi dau seama cine sunt, să mă vindec. Deci nu cred că e ceva întâmplător și că anumite lucruri nu trebuie să le parcurgem. Și putem parcurge și o perioadă de singurătate și o perioadă de a doua relație și a treia și a cincea, nu știu. Ce faci? Uite, primim foarte multe întrebări și le mulțumesc telespectatorilor noștri care ne urmăresc atât pe Facebook cât și pe YouTube. Ne spun că o telespectatoare ne spune că mama ei nu acceptă faptul că ea își dorește să divorțeze. Ce sfat ei da? Să aleagă pentru viața ei și nu pentru viața mamei. Deci sfatul este simplu. Hai să alegem pentru noi. Să alegi fericirea, nu? Să-ți alegi fericirea de fapt, și să-ți alegi și să-ți asumi responsabilitatea. Pentru că am auzit multe femei care îmi spun că fac asta pentru că așa m-a crescut mama. Fac asta pentru că așa m-a educat mama. Sau așa îmi spune, sau așa nu îmi spune. Și le spun, ok, dacă până pe la 18, 22, 24 de ani mai aveai scuza asta. De acum ești o femeie adultă. Ești o femeie care ar trebui să-ți poți asuma responsabilitatea vieții tale. Poate că încă mai ai nevoie de susținere financiară, nu zic nu. Dar am să te provoc și am să-ți spun. Și când vine mama și te amenință și dacă divorțezi, n-am să mai vorbesc în viața mea cu tine. Îți asumi riscul. Ce faci? Că te doare, mama ta ți-a dat viață. Te gândești că poate spune serios, poate are mai multă experiență de viață, poate știi sigur că îți dorește binele. Și îți plasează sentimentul ăla de îndoială în suflet. Poate eu nu am luat decizia cea mai bună. Poate ar trebui să mai încerc. E un lucru de asumare în continuare și, în primul rând, aș chestiona acea mamă care își arogă dreptul de a ști mai bine care este lucru care îl face fericită pe fata ei, pentru că nu știm. Cu greu știm pentru noi ce ne face fericite, pe pentru copilul nostru, însă credem că știm sau vrem ca prin copilul nostru să ne răzbunăm anumite lucruri pe care noi n-am reușit să le facem în viață. Ceea ce nu e corect. Punem o presiune greșită. Hai să le dăm, nu neapărat un sfat, dar o trăire proprie din experiența mea este faptul că eu am învățat, mamă fiind, să-mi susțin copiii, indiferent atunci când fac lucruri bune sau când fac lucruri mai puțin bune, să încerc să-i înțeleg. De fapt, cred că despre asta este vorba. Indiferent ce vârstă ar avea copilul tău, al tău este deja mare, Monica e deja mare, ei mei sunt mai mici, dar cred că acesta este mesajul cu cea mai mare înțelepciune, să înveți să îți iubești copilul și să-l susții indiferent cât de greu ți-ar fi și indiferent dacă poți să-i înțelegi deciziile sau nu. Exact. Până la urmă, cred că asta înseamnă iubire necondiționată. Iubire în care poți să accepti că acest copil nu e o continuare, nu e o anexă a ta. E o altă persoană. Din clipa în care l-ai născut, el deja devine o persoană care are viitorul lui, crucea lui, cum se spune, destinul lui. N-ai niciun drept să-i curci destinul pentru că tu ai așteptări pe care le proiectezi asupra lui. De astfel, pentru mame, le-aș sfătui să-și susțină copiii, indiferent care e decizia pe care ei o iau, de vocație, de carieră, de căsătorie, de relații, de orientări, de ce vor ei. Iar pentru copiii care deja sunt maturi, și acum generația, mă uit la fiica mea și generația ei, deja își asumă și spun, asta e dorința mea, asta vreau eu să fac. Și asta cred că e firesc. Autentic românesc. Așa se numește emisiunea noastră, Gabriela Saula. Să știi că urmează o întrebare provocatoare și sunt convinsă că ne vei da un răspuns pe măsură. Cum arată celula de bază a societății românești autentică? Provocatoare. Și întrebarea și răspunsul. Cum simți familia în ziua de astăzi? Familia din ziua de azi o simt în România. Da.
cea mai, să spunem, familia mai veche, persoane la generația, să spunem, mai mare, nu acum formată. Adică cei trecuți, te referi la cei trecuți de 60 de ani, să zicem cei așa. Cei trecuți de 60 de ani, deja să spunem că cred că au testul de anduranță trecut. Și da, nici nu cred că le e mult prea complicat să mai schimbe ceva la vârsta asta, dar hai să spunem generația între 40 și 60. Mulți din ei au intrat în relație fără să fie neapărat pregătiți. Și marea majoritate, dacă nu toți, n-au o educație pe ceea ce înseamnă relație. În străinătate se vorbește foarte mult și se face foarte multă pregătire pe partea de relații personale. Zic mereu, noi facem o grămadă de școală pentru carieră. Facem școli, facultăți, masterate, la locul de muncă, intrăm, creștem în carieră, facem tot felul de lucruri. Dar când vine vorba de viața personală, ne căsătorim și am zis gata. Deci gata, să știți că și emisiunea noastră este gata. Așa că încheiem ediția de această miercuri de Autentic Românesc în stil autentic. Gata, am terminat 50 de minute live alături de Gabriela Saulea, care îi mulțumesc. Te așteptăm alături de noi și altă dată cu alte informații și cu proiect, cu continuarea acestui proiect. Iar pe voi, dragi telespectatori, vă așteptăm alături de noi pe canalul nostru de YouTube și de Facebook. Rămâneți în continuare alături de Canal 33, pentru că urmează alte emisiuni la fel de interesante. Vă mulțumesc!